Președintele Gheorghe Fluture a declarat că în acest an au fost alocate mai multe fonduri pentru modernizarea drumurilor din județul Suceava. Șeful administrației județene a prezentat proiectele de infrastructură din acest an. Gheorghe Flutura a arătat că în acest an vor începe lucrările la drumul Suceava-Iași finanțat din fonduri europene. Am primit sume mai mari din TVA la drumuri, cu 36% mai mult decât anul trecut, de la 14 la 22 milioane de lei. Drumuri. Patru componente. Fonduri europene. Începem în sfârșit axa pe fonduri europene Suceava-Iași. Ea are două tronsoane de 75 de kilometri pe raza județului Suceava, 11 UAT-uri beneficiare. Pentru anul acesta am prevăzut 24 de milioane de euro, din total 47 de milioane de euro. Suntem în procedură de evaluare. Din fericire, suntem în clarificări. Când se cer clarificări, înseamnă că firmele sunt interesate. Undeva la începutul lunii martie, posibil desemnat contractele pe cei 75 de kilometri de drumuri finanțate din bani europeni. Vorbesc de ruta Suceava-Dolhasca, dar și ruta Suceava-Liteni-Moara-Zaharești-Stroiești-Dărmănești. De asemenea, mai multe drumuri din județ vor fi reabilitate prin Proiectul Național de Dezvoltare Locală. A doua componentă, PNDL-uri, Planul Național de Dezvoltare Locală. Avem câteva drumuri la care vreau să fac trimiteri. Panaci-Glodu, 6 km, îl finalizăm. S-a lucrat mult anul trecut, îl finalizăm. Boroaia, 5,5 km, îl finalizăm. Slatina, de la granița cu Măliniu până la Găinești. 50% din el o să-l facem, pentru că suntem condiționați de apă canal care se construiește în această localitate. Hârtop s-a întârziat anul trecut, am chemat constructorii aici, am făcut un grafic pe 16,5 km, Hârtop-Vulturești, vor începe lucrările, am grijă să le accelerez ca să recuperăm perioada pierdută. Rădăuți, Frătăuți, Bilca, Vicovul de Sus, 23 de kilometri. Ați judecat, am discutat, am făcut grafic cu firmele de construcții, vor începe din două locuri, anul acesta vor face o bună parte din acest drum. Teșna, Coșna, suntem în evaluare, avem ofertanți și sper în sfârșit să avem și acolo cât de repede un rezultat pentru a începe lucrările pe 5,4 km. În acest an vor fi realizate lucrări de modernizare și din fondurile Consiliului Județean Suceava. Investiții proprii. Siret-Mușenița, un tronson de drum care nu e asfaltat, adjudecată lucrarea, am făcut grafic săptămâna trecută cu constructorul, 8,2 km, vom face cea mai mare parte din drum în acest an, sau măcar la binder toate cele trei tronsoane, la primul strat. Stulpican-Gemenea, 4 km, s-a făcut anul trecut, avem al doilea strat și cred că îl finalizăm. Slătioara, deci de la Gemenea spre Slătioara, drumul spre Codrii Seculari. Anul acesta lucrăm mult la infrastructura de ziduri de sprijin și poduri și sper să dăm drumul și la stratul de binder, să ajungem la obiectivul turistic UNESCO de la Slătioara. Pleșa, Mărăstirea Humorului, Solonețul Nou, 4 km. Suntem destul de avansați, cred că anul acesta vom face cea mai mare parte de lucrare, 4 km. E în Serpentine, un drum dificil de construit prin satul Pleșa, dar s-a lucrat la casete anul trecut, s-a lucrat mult, anul ăsta sper să ne apropiem. Câmpul Ungrarău, 7 km. Am discutat cu constructorii, eu îmi doresc ca în acest an să ajungem sus la Pietrele Doamnei cu acest drum extrem de important. S-a lucrat, se lucrează și iarna la ziduri de sprijin, la lucrările de sprijinire a versanților, dar e o ambiție noastră pentru asfaltarea acestui drum. Gheorghe Flutura a arătat că aproximativ 40 de milioane de lei vor fi alocați pentru reparații curente la drumurile din județ. A patra componentă la drumuri, reparații curente. Dorința noastră e să prindem undeva circa 40 de milioane de lei
pentru reparații, care înseamnă plombări, dar și covorașe asfaltice, undeva la încă 50 de kilometri. De aceea, făcând o sinteză la drumuri, aș vrea să, numai pe partea de investiții, să vă spun că vom și cu ce ne dorim noi vreo 180 de kilometri de drumuri județene care să le modernizăm la un strat sau la două, cu o valoare de 53 de milioane de euro, la care, dacă vom adăuga reparațiile curente de încă 50 de kilometri, care înseamnă circa 40 de milioane de lei, total sperăm undeva la 230 de kilometri de drumuri în 2020 cu 63 de milioane de euro. Foarte multe investiții în acest an în drumuri și, dacă vom găsi și alte surse de finanțare, trebuie să vă spun că sunt pregătite și alte tronsoane, cum este Bălăceana Comănești, avem Valea Brodinei, avem tronsoane Slătioara Câmpul Lung Moldovenesc, suntem în căutarea de surse de finanțare.